Un colocviu de literatură, cultură și spiritualitate dedicat lansării revistei Lumină Lină a avut loc astăzi la Biblioteca Ia Basarabescu din municipiu. La acesta au luat parte invitați veniți de peste hotare, dar și oameni de cultură din România. Evenimentul a debutat cu imnul bibliotecii, după care invitații au vorbit despre importanța lansării revistei la Giurgiu. Sunt bucuros că acest eveniment unic are loc la Giurgiu. Lansarea revistei Lumină Lină este la ediția 19 acum, pornind de la Chișinău, două lansări, București, două lansări, Iași, Piatra Neamț, Galați, Botoșani, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Reșița, Brașov, Bistrița, sunt, Galați am spus, sunt câteva puncte de reper. Această lansare, care înseamnă și pornirea pe un nou drum, anul 21, mai înseamnă și încă ceva. Este deosebit de important pentru mine, aș zice pentru noi cei din diasporă, să fim cunoscuți pe plaiurile românești, nu numai în București, ci pe plaiurile românești, pentru că în București să spunem că te duci o dată, de două ori, de trei ori și te întâlnești mai mult sau mai puțin cu același grup. Și atunci acei oameni vor ști despre tine, îți faci prieteni și e foarte frumos și foarte bine. Pentru noi însă care trăim dincolo de hotarele țării și deci dincolo de ocean, este important să fim cunoscuți în toate locurile, județele țării, să arătăm că suntem parte din cultura română. Directorul fondator al revistei, Teodor Damian, a avut parte la Giurgiu și de o surpriză inedită venită de această dată din partea oamenilor bisericii. Părinte profesor, bine ați venit și bine ați venit. Mă bucur să vă întâlnesc, să vă cunosc. Din partea Episcopiei Giurgiului și a parohiei pe care o părăstoresc, vă ofer medalia jubiliară, 150 de ani ai parohiei Bunavestire și 15 ani de existența Episcopiei Giurgiului. Și sperăm și cu siguranță această medalie se va alătura acelui CV impresionat pe care l-am citit eu acum câteva ore și sperăm să duceți peste ocean gândurile noastre bune și mult succes în toată activitatea pe care o aveți de acum înainte. Mulțumesc! Într-adevăr, o foarte mare surpriză! De 20 de ani, revista Lumină Lină este un reper pentru cultura românească de peste ocean, dar și pentru spiritualitatea poporului nostru de dincolo și de dincoace de granițe. Scriitorul Teodor Damian, reușind să adune cele mai frumoase evenimente literare într-o revistă care va grăi peste timp despre cultura noastră.